mașină de poliție cu șofer și pasageră fără centură. Centuri de siguranță obligatorii pentru toți, inclusiv pentru polițiste. Sau se pare că nu mai vreți să trăiți, nu mai vreți sănătate. Nimeni nu garantează că nu faci un accident în orașul ăsta. Poți fi și o frânare bruscă și rămâi fără dantură. Poate ei n-au citit legile, poate nu știu că sunt obligatorii pentru toți. Poate ar trebui să le spună cineva de la minister. Cam toți polițiștii, toți pompierii, toți jandarmii, chiar și militarii merg așa. Ce fel de exemplu dați voi altor cetățeni, altor șoferi și pasageri? Toată lumea o să fie tentată să încalce legea, pentru că văd exemplu prost al celor cu epoleți și cu autospeciale. Voi primii trebuie să respectați legea. Și asta ar trebui să vă ceară șefii. Poliția rutieră ar trebui să vă amendeze dacă vă prinde în trafic așa. Dacă nu, cumva chiar voi sunteți la poliția rutieră. Deci, cerc închis. Până nu vine un ordin de sus, eventual cineva să modifice legea, să scrie acolo obligator pentru toți, inclusiv angajați MAI și ai Ministerului de Apărări. Până când nu se face asta, nu avem schimbare. Acolo militari merg, poate fără centură, dar cu girofarul pornit, sunt misiune specială. Mașină de armată. Dar aici polițiștii sunt la plimbare. Nu au nicio urgență, nicio grabă, așteaptă să le trec ziua de muncă și să le vină salariul. Deci, ar trebui să fie bun să-și pună centura, ca doamnă. Nici cu spatele nu văd și nu aud. Țin le pasă. Dar legile naturii pedepsesc dacă cele de stat nu pedepsesc. Caz de accident, pa, polițistă blondă cu ochelari, pa, polițist cu barbă fără centură.